Într-a cincea zi, tot datorită oii, acest secret al vieții micului prinț mi-a fost dezvăluit. M-a întrebat abrupt, fără alte introduceri, ca și cum ar fi fost rodul unei probleme de lung frământate în tăcere. O oaie, dacă mănâncă arbuși, mănâncă și flori? O oaie mănâncă cam tot ce întâlnește. Chiar și florile care au spini? Da, chiar și florile care au spini. Atunci spinii la ce mai servesc? Habar n-aveam. Tocmai atunci eram foarte ocupat să încerc să deșurubez un bulon prea strâns de la motorul meu. Eram foarte îngrijorat pentru că pana începea să mi se pară foarte gravă, iar apa de băut se termina, făcându-mă să mă tem de ce-i mai rău. Spinii la ce mai servesc? Micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare din moment ce o pusese. Eram iritat de bulonul meu și am răspuns la nimereală. Spinii nu servesc la nimic, asta e pur și simplu o răutate din partea florilor. Dar după o tăcere îmi a zvârli cu un soi de pică. Nu te cred, florile sunt slabe, sunt naive, se liniștesc și ele cum pot. Se cred teribile cu spinii lor. N-am răspuns nimic. În clipa aia mi-am spus, dacă bulonul ăsta nu cedează, o să-l fac să zboare cu o lovitură de ciocan. Micul prinț îmi încurcă iar gândurile. Și tu crezi că florile... Da de unde, nu cred nimic, am răspuns la nimerială. Eu unul mă ocup cu lucruri serioase. Mă privi stupefiat. Cu lucruri serioase... Mă vedea cu ciocanul în mână și degetele negre de un soare a plecat peste un lucru care îi se părea foarte urât. Tu vorbești ca oamenii mari. Asta m-a făcut să-mi fie un pic rușine, dar necruțător am adăugat. Încurci totul, amesteci totul. Era într-adevăr foarte iritat. Își scutura în bătaia vântului pletele aurii. Știu o planetă unde se află un domn rumen. N-a mirosit niciodată o floare, n-a privit niciodată o stea, n-a iubit niciodată pe nimeni. N-a făcut niciodată altceva decât adunări și toată ziua repetă ca tine. Sunt un om serios. Și asta îl face să pleznească de mândrie. Dar nu-i un om, e o ciupercă. O ce? O ciupercă! Micul prinț era acum palid de mânie. Sunt milioane de ani de când florile fabrică spini. Sunt milioane de ani de când oile mănâncă totuși florile. Și nu-i serios să cauți să înțelegi de ce își dau atâta osteneală ca să-și fabrice spinii care nu servesc niciodată la nimic? Nu-i important războiul dintre oi și flori? Nu-i mai serios și mai important decât adunările unui domn gras și roșu la față? Și dacă eu cunosc o floare unică pe lume, care nu există nicăieri altundeva decât pe planeta mea și o oiță, o poate nimici dintr-o dată, așa, într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face. Asta nu-i important! A roșit, apoi a reluat. Dacă cineva iubește o floare care nu există decât într-un exemplar pe milioane și milioane de stele, asta e de ajuns ca să fie fericit când le privește. Își spune, floarea mea, pe acolo, pe undeva, dar dacă oaia o mănâncă, pentru ele ca și cum deodată toate stelele s-ar stinge. Iar asta nu e important! Nu mai putu spune nimic. Izbucni brusc în hohote de plâns. Se lăsase noaptea. Îmi pusesem jos uneltele. Puțin împăsat de ciocanul meu, de bulonul meu de sete și de moarte. Era pe o stea, pe o planetă, a mea, pământul, un mic prinț de consolat. L-am luat în brațe, l-am legănat. Îi spuneam, floarea pe care o iubești
să știi că nu îi în primejdie. O să-i desenez o botniță oii tale. O să-ți desenez o armură pentru floarea ta. O să... nu știam prea bine ce să mai zic. Mă simțeam tare neajutorat. Nu știam cum să ajung până la el, unde să-l găsesc. E atât de tainic tărâmul lacrimilor.